Cincizecimea sau Rusalile constituie alături de Paști cea mai veche sărbătoare creștină, fiind prăznuită încă din vremea Sfinților Apostoli. Ea este menționată în epistolele pauline, în Constituțiile Apostolice, în scrierile Sfinților Irineu și Epifanie, ale lui Tertulian și ale lui Origen. Mari predicatori din secolele 4 și 5 au lăsat o mulțime de panegirice în cinste acestei sărbători, iar pelerina apuseană Egeria descrie modul în care era prăznuită la Ierusalim. La început, cincizecimea era sărbătorită odată cu înălțarea Domnului, separarea intervenind în secolul al V-lea. În ziua cincizecimii, Duhul Sfânt s-a pogorât în chip de limb de foc asupra apostolilor, marcând astfel întemeierea bisericii. Duhul Sfânt s-a pogorât în chip de limb de foc ca să arate că Dumnezeu este foc mistuitor. Duhul s-a așezat pe capetele apostolilor, întrucât capul este partea cea mai aleasă a trupului și cuprinde în el mintea. Fiecare apostol a început atunci a grăi în mai multe limbi, după numărul neamurilor adunate în Ierusalim la sărbătoarea corturilor. 3.000 de suflete s-au întors atunci la Hristos și au primit botezul. Praznicul cincizecimii se prelungește în ziua de luni, atunci când este sărbătorită Sfânta Treime, așa cum s-a revelat în Sfânta Scriptură și cum a fost mărturisită de Sfinții Părinți de la sinoadele ecumenice de la Nicea și Constantinopol. Trei persoane, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, inseparabile în ființă și deosebite prin lucrările lor.